Canicula pare că nu mai vrea să părăsească România. Meteorologii au prelungit până miercuri codul portocaliu din județele Arad, Bihor și Satu Mare. De astăzi, alte 23 de județe și capitala se află sub cod galben de caniculă. Situația se agravează mâine și miercuri, când avertizările se extind în toată țara. Maximele vor ajunge și la 37-38 de grade Celsius. Mai multe date avem chiar acum de la meteorologul de serviciu, doamna Mirela Polihronie. Bună dimineața! Care sunt ultimele informații și cum va fi astăzi? Astăzi, sub parcursul zilei de astăzi, este valabil un cod galben pentru Maramureș, Crișana, Banat, Moldova, cea mai mare parte a Munteniei, sudul Olteniei și vestul Transilvaniei, unde se vor registra frecvent temperaturi maxime de 35-36 de grade și izolat 37 de grade, iar indicele de temperatură umezeană va depăși prag critic de 80 de unități. Așa cum a specificat și dumneavoastră, în județele Arad, Bihor și Satu Mare va fi în vigoare un cod portocaliu, unde temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 37 de grade, iar disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat. Ca aspect, vremea se va menține frumoasă, cerul mai mult senin, doar ceva intensificări ale vântului în Dobrogea și Bărăgan. Când sunt șanse să se mai răcorească vremea? Pentru că vedem că mergem din coduri portocalii în coduri galbene, nu vedem deloc vești cum că ar mai ploua, s-ar mai răcori. Veștile bune s-ar părea că ar apărea după data de 17 august, când într-adevăr ar fi ceva scădere ale temperaturilor maxime în aproape toată țara. Dar trebuie specificat că în continuare vremea va fi călduroasă, așadar vom registra în continuare temperaturi peste 30 de grade. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție.